Bună! În acest tutorial vreau să vă vorbesc puțin de fixativele din comenzi și de cum îmi realizez eu singur acasă un fixativ. Este o rețetă simplă, cu ingrediente simple, fără niciun ingredient chimic dăunător. Acest fixativ îl folosesc atât eu cât și soțul meu și este mulțumit și câteodată îl folosesc pentru fetița mea care are doar 4 ani. Fixativul de păr este un produs indispensabil pentru noi femeile care dorim să arătăm impecabil. Dar de ani de zile, fixativele se află în centrul de dezbatere a prinței cu privire la nocivitatea sa pentru sănătatea umană și pentru mediu. De fapt, acest produs este de obicei compus din rășini polimerice, solvenți, gaze, plastifianți, parfumuri, silicon și alcool. Din acest motiv, utilizarea sa este cel mai de temut de către anumite categorii de persoane, cum ar fi femeile însărcinate. Se pare că femeile expuse în timpul sarcinii la substanțele din fixativ au o șansă mai mare să conceapă copii cu defecte congenitale. Cu toate acestea, oamenii de știință nu sunt dispuși să lanseze o alarmă la antifixativ. Sfatul meu este, sper să fie un sfat bun, să vă realizați singure un fixativ. Sau, înainte de a achiziționa orice fel de fixativ gel scump, citiți puțin lista de ingrediente. Chiar dacă este dificilă la început, în timp vă veți obișnui cu ingredientele dăunătoare sau să cumpărați un fixativ biologic, organic. Vă las la tutorial. Apă distilată sau apă fiartă. Am încălzit-o puțin. Fructoză. 15 grame. Este ingredientul principal. Se folosește pentru a fixa părul, dar în același timp a face părul mătăsos și strălucitor. Oțet de mere, 4 grame, este folosit pentru echilibrarea nivelului natural al pH-ului. Glicerina vegetală sau glicerol, 5 grame, este folosită pentru a hidrata părul și de a stabili parfumul. Un pliculeț de vanilie, se folosește doar pentru a parfuma fixativul. Esență de vanilie, o fioră sau ulei esențial de lavandă, trandafir sau altă esență alimentară pe care o aveți la îndemână. Miroase bine, se simte foarte, foarte puțin mirosul de oțet, se simte mai mult cel de vanilie. În principiu, fixativul nostru este gata. Eu, de obicei, la sfârșit adaug 16 picături de cozdac. Cozdacul este unul din puținii conservanți sintetici acceptați de EcoCert. Dacă aveți, folosiți-l. Va mări durata de valabilitate a fixativului. Dacă nu, o să vă țin în jur de 2 săptămâni fixativul. Înainte de a încheia, avem nevoie de un recipient cu pulverizator. Punem fixativul. Înainte de folosire, se agită foarte bine. Poate înlocui spuma și gelul foarte minunat. Soțul meu folosește înlocul gelul. Asta e tot. Sper să încercați fixativul, aștept comentariile voastre. Dozele puteți să le schimbați în funcție de cum vreți. Dacă veți fixativul mai tare, puneți mai multă fructoză. Pentru alte rețete, accesați blogul meu, Conditulis Cristin, și veți găsi alte două rețete pentru păr gras și pentru păr uscat. Și alte alternative la acest fixativ.
Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă pup și vă doresc o zi minunată!